aș vrea puțin să revenim la ceea ce a generat acest conflict între PNL și USR Plus. Mă refer la acel ordin. Dacă nu credeți cumva în varianta ca să se fi vrut această crearea acestei situații și acestei tensiuni. Gândesc poate din Ministerul Sănătății s-a dorit această situație. Credeți că e posibil? Chiar dacă nu sunt vreun mare susținător sau simpatizant al domnului Voiculescu, și asta nu este vreo surpriză, eu am fost un om care l-am respectat foarte mult pe Nelu Tătaru și cred că a fost o variantă excelentă de Ministrul Sănătății, nu pot să-i fac un asemenea proces de intenție lui Vlad Voiculescu, care, fără să fie printre simpatiile mele, a avut niște merite. A fost în etapa post-colectiv, când a fost ministru în guvernul Cioloș. Chiar și acum a avut o viziune care, probabil că dacă nu era în o situație de pandemie, putea să aibă alte rezultate. Istoria a arătat că sunt anumite perioade în care nu este suficient să fii un bun profesionist sau un om care să îți dorești să faci reformă, cum e cazul domnului Voiculescu, ci e nevoie și niște date pe care se pare că domnul Voiculescu nu le are. Și când mă refer la aceste date, mă refer la disciplina necesară de a funcționa într-o echipă, pentru că pandemia lucrează cum lucrează și atacul asupra valorilor importante ale românilor, fiind pe mai multe planuri, și reacția trebuie să fie una cât se poate de coordonată, și atunci nu putem ca domnul Voiculescu să aibă niște idei care să fie mai presus de toată voința guvernamentală și care să nu fie corelate cu opiniile și măsurile care le propune Ministerul Educației, cu măsurile care le propune Centrul de Vaccinare, cu măsurile care le propune Departamentul de Situații de Urgență, cu ceea ce își dorește să facă guvernul. Deci cred că este o problemă de integrare într-o echipă guvernamentală. Cred că țin într-oarecare care măsură și de specificul mai multor lideri USR, care fiind formați într-o zonă ONG-istă bazată pe foarte multă prezență proprie și pe foarte multă manifestare individuală a anumitor lucruri, generează un alt tip de racordare la ideea unei echipe și concluziile s-au văzut. Domnul Voiculescu, repet, poate fi o persoană deosebită, poate că în alte condiții putea fi ministru foarte bun. Dar nu în vreme de pandemie. Nu în această vreme. Fără ca asta să însemne că peste un număr de ani, domnul Voiculescu n-ar putea reveni să fie ministru și să obțineți atât extraordinar.